Ori de câte ori avem ocazie să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. În Epistola către Evrei, în capitolul 11, sunt pomeniți mai mulți oameni credincioși din Vechiul Testament. Despre unii sunt date detalii, alții sunt doar amintiți cu numele și se încheie lista cu expresia și de proroci. Nu i-a ajuns vremea și materialul descris atunci scriitorului biblic, dar între proroci este și Elisei. Oameni despre care tot aceea scrie în capitolul 11 că au fost lăudați pentru credința lor. Și dacă în seara aceasta îi vom lăuda prin ceea ce au făcut, nu vom greși. Sunt oameni, exemple pentru noi. Vreau să ne uităm împreună în Scripturi la Elisei și să spicuim așa în câteva cuvinte, câteva principii sau câteva caracteristici ale profetului Elisei, un om deosebit. Vreau să observăm mai întâi felul în care a privit el și s-a încadrat în educația spirituală. Noi suntem aici ca să învățăm, să ne învățăm. Data încă din vremea lui Samuel o școală a profeților. Și le-au adunat copii dintre evrei în regatul de nord, unde nu aveau legătură cu templu. Dar acești profeți s-au ocupat de educația lor ca să-i facă să audă glasul lui Dumnezeu, să fie sensibil la vocea Duhului Sfânt. Și o vreme Elisei a fost și el în această școală a prorocilor, să zicem, ca și elev, ca și cursant, ca student. A fost gata să îndeplinească orice slujbă. Și cartea 2 Împărați, capitolul 3, ne-l prezintă că în popor Elisei era cunoscut, scrie versetul 11, ca unul care turna apă pe mâinile lui Ilie. La rândul lui, după ce Ilie a fost înălțat la cer, am putea spune că a fost ca directorul acelei școli. Și dintre multe lucruri ce se pot învăța, ce mi-a plăcut mai mult, Elisei a fost foarte apropiat de ucenicii lui. Mergea împreună cu ei la lucru, îi învăța, îi corecta, ceva de genul acesta cum a făcut Domnul Iisus. Domnul nu doar se întâlnea cu ucenicii ziua de sabat și apoi le spunea, mergeți înapoi la pescuit, ne întâlnim în sabatul următor. Petrecea timp cu ei, cum obișnuim noi să ne întâlnim peste săptămână. Așa se formează oamenii mult mai ușor, mult mai bine. Iată un exemplu din 2 Împărați, capitolul 6, scrie aici de la versetul 1 că fiii proroci au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt, ceva de genul ne-am înmulțit, trebuie să facem altă biserică. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă. Elisei le-a zis, duceți-vă. Și unul din ei a zis, fii bun și vină cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. Deci era plăcut ucenicilor săi, și era gata să stea împreună cu ei. Ba, aș spune, asta să mă audă copiii, era foarte deranjat când copiii nu se lăsau învățați și creșteau obraznici. Știți că același Elisei în capitolul 2 i-a blestemat pe cei ce au vorbit urât? Cred că vă amintiți de la școală de unii profesori care sunt tare dornici copiii să învețe toată materia. Eu mă amintesc că eram pe clasa a 12-a și toate erau gata, mai învățam noi Gaudeamusul numai. Și o profesoară de biologie, cine era dirigintă, a spus, vă rog, sunteți clasa mea, nu sunt liniștit dacă nu vă predau și ultima lecție din manual. Elisei a fost mai conștiincios decât orice profesor și când îi vedea că nu învață, atunci nu era să le dea note, dar așa se necăjea că ei nu învățau. Dea Domnul să fim niște buni ucenici și să ridice Domnul învățător care să fie aproape de ucenici. Știți cât a fost și Domnul de aproape de ucenici când le-a spus că pleacă? S-a părut că le moare mama. Îți dau unde te duci? Erau foarte asociați. Iată un alt aspect legat de Elisei. Am urmărit locațiile lui. El a fost omul care n-a avut o casă stabilă și a fost mereu călător.
Îl întâlniți că s-a dus la Damasc, altădată au întrebat unde, știa împăratul Siriei că se tot mută de colo-colo. La Iordan, la Dotan. Și în mod special îl observăm în capitolul 4, cum poposea în mod repetat la o familie din Sunem. Și femeia aceasta a fost gata să-l servească, scrie și în versetul 8, a provocat bărbatul, versetul 9, să îi facă o cameră, doar cu mobilierul minim necesar pentru el, și a fost gata să o răsplătească prin rugăciunea lui pentru gestul făcut. În capitolul 6, că s-a amintit și în această seară, scrie în capitolul 32 că el stătea cu bătrânii în casă. Dar în capitolul 3, când a fost chemat să meargă în fața împăratului lui Israel, i-a zis, cum vă citesc din versetul 14, viu este Domnul oștirilor cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, pe tine nici nu te-aș băga în seamă. El n-a locuit oriunde și cu oricine. Un om al lui Dumnezeu, este foarte important unde stă, la cine stă. Știți cum își învăța Domnul ucenicii? În cetatea unde mergeți să predicați, să vedeți dacă este acolo un fiu al păcii, la el să cazați și să rămâneți acolo până veți pleca din cetatea aceea. Scriem în Psalmul 1, omului Dumnezeu care e sădit în casa Domnului și lângă un izvor de apă, nu se duce oriunde. Copiilor, sunteți în vacanță, tineri, omului Dumnezeu nu poate fi întâlnit la orice adresă. Să stea în orice local, își găsește oamenii cu care se poate asocia, altfel își pierde identitatea lui. Zicea profetul Ieremia, de frica puterii tale am stat singur deoparte și nu m-am putut duce cu ei la ospățul lor, la petrecerea lor. Să ne ajute Domnul unde suntem să sfințim locul, dar să stăm împreună cu oamenii neprihăniți. Un alt aspect legat de Elisei. A fost un profet deosebit, cum se spunea, și profeții primesc informații de la Dumnezeu. Elisei a avut harul să obțină foarte multe informații pe cale supranaturală. Hai să ne oprim numai în capitolul 6. Scrie aici că el se seza pe împăratul lui Israel de locul unde era frontul instalat de sirieni și le spunea, feriți-vă să treceți pe acolo, ca să nu fiți atacați. La un moment dat s-au deranjat comandanții Siriei și i-au spus împăratului, ei aflaseră, că el primește asemenea informații. Și l-au înconjurat, cum știți. El s-a rugat Domnului ca acea oaste siriană să fie orbită și i-a dus în capitală, în Samaria. Împăratul a zis, versetul 21, să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte. Să nu-i măcelărești, obișnuiești oare? Dă-le să mănânce și dă-le drumul acasă. Pocăit sau nepocăit, omul e curios. Bărbat sau femeie, copil sau bătrân, vrea să afle ceva. Dacă noi am aflat atâtea informații câte le avea Elisei, cum le-am tratat oare? Să știi tu ce cred alții despre tine. Să tragi cu urechea așa, un fel de ascultător de telefoane special, cum te-ai comporta? Oare cum ne este mai ușor să-i dăm dușmanului nostru să mănânce când știm tot ce zice despre noi dacă nu știm? Mă tem că e mai ușor dacă nu știm. Dar să afli toate câte se pun la cale, poate pe seama ta, sau toate vorbele despre care scrie în cartea Eclesiastul, că să nu bași de seamă câte să spun. Cum mă obișnuiesc eu să spun la câte unul. Și frate, ce mi-a spus? Dar de ce ai dat pe înregistrată? Nu trebuia să reții. Trebuia să uiți, îi scăpai mult mai ușor. Elisei a știut să trateze aceste informații, dar vă rog să rețineți, Dumnezeu nu i-a descoperit toate lucrurile. În capitolul 4 scrie că a venit femeia din Sunem, necăjită, a trimis pe Ghihazi, aveți întreabă ce are. Și apoi zice el, Dumnezeu mi-a ascuns lucrul acesta. Deci trebuie să admitem că sunt lucruri pe care Dumnezeu nu ni le spune. Dar apropo de informații, foarte interesant, s-a citit în această seară, el știa cum vor evolua, aș spune, prețurile și piața în viitor. Oare am mai putea noi rămâne liniștiți și pocăiți dacă am ști noi cum fluctuează bursa și prețurile?
sau ne-am dat peste cap. Un om care a putut fi folosit de Dumnezeu, fiindcă știa cum să trateze informațiile. Le selecta în mod înțelept ce să spună, ce să vorbească, ce, când să tacă. Veneau fiii prorocilor el, capitolul 2. Știi că răpești Domnul pe Ilie? Știu și eu, dar tăceți. Ce om înțelept. Doamne, dă-ne și nouă înțelepciunea asta. Cum zice înțeleptul în Proverbe, să știm când să tăcem, ce e de spus, ce nu e de spus, ce să ne facem că n-auzim. Mare lucru. Vreau să amintesc un alt aspect. Îmi place mult la Elisei stăruința. Se pare că înaintea lui Elie a avut un alt slujitor. Așa deducem în ordinea cronologică prezentată în Biblie. Nu, Împărați, capitolul 18, cu ocazia minunii de pe munte, când Domnul a pogorât foc din cer, Ilie s-a retras cu slujitorul lui, s-a pus să se roage și îl trimitea, zicând: du-te, vezi, uite-te spre mare. Și vine slujitorul înapoi: nu-i nimic. Mai du-te odată. Vine ea: nu-i nimic. Nu știm ce s-a ales de acel slujitor. Scrie doar în capitolul 19 că el n-a fost la talia lui Elisei. De ce? Vă citesc ceea ce scrie în versetul 3. A ajuns la Berșeba și și-a lăsat slujitorul acolo. Ce diferență între acest slujitor și Elisei. Când îi spunea mai târziu Ilie la Elisei: rămâi aici. Să crezi tu? Vin cu tine. Dar la acesta numai o dată i-o fi zis: rămâi aici. Foarte bine. Mă odihnesc și eu că m-ai purtat destul. N-a înțeles principiul, nu mă las, principiul stăruinței. Dar Elisei l-a înțeles de la început și l-a practicat toată viața. A știut să insiste, să stăruiască. Și a dovedit-o până la bătrânețe. Amintiți-vă acel ultim eveniment din viața lui. S-a dus împăratul să-l viziteze. Deși nu era prea pocăit, nu era omul lui Dumnezeu împăratul, dar a avut respect față de Elisei. Cum să nu învățăm și noi de la el în această seară? Și a zis împăratul, este scris aici în 2 Împărați, capitolul 13, versetul 15: ia un ar și săgeți. Și a luat. Apoi Elisei a zis împăratului: încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui Elisei și a pus mâinile peste mâinile împăratului, profetul și a zis: deschide fereastra și trage o săgeată de izbăvire. Versetul 18: ia săgeți. Elisei a zis împăratului: lovește în pământ. Și-a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis: trebuia să lovești de 5 sau 6 ori, atunci ai fi bătut pe sirien până ai fi nimicit. Acum îi vei bate numai de 3 ori. Să știți că și noi n-avem izbândă suficientă, că nu stăruim suficient. Doamne, umple-ne de râvnă. Să insistăm. De câte ori trebuie să insiste frații la cor să iasă câte o cântare complicată? Iar insistă și nu se lasă. Dacă e o notă, nu este la locul ei, insistă din nou. Așa să insistăm în rugăciune, așa să stăruim în facerea binelui, așa în toate. Amin. Vă mai amintesc ceva despre Elisei? Ceva ce rezultă clar și din textul din această seară. Felul în care s-a raportat Elisei la problemele economice. Vă amintiți în ce împrejurare l-a chemat Ilie în slujbă? A fost un om harnic, întreprinzător. Era la plug, la arat. A fost gata să jertfească și animalele și uneltele de muncă și a plecat după Elisei. Și din cele prezentate în Scripturi înțelegem că toată viața a trăit într-o condiție modestă. Locuia, așa cum spuneam, ba la unul, ba la altul, probabil avea și casa lui. Și din 2 Împărați, capitolul 4, înțeleg principiile lui despre avere, despre economie. Ascultați-mă, din acel eveniment, din înmulțirea unde lemnului. 2 Împărați 4, versetul 7. Ea s-a dus și a spus omului Dumnezeu lucrul acesta și el a zis, auziți un principiu sănătos: du-te, vinde un de lemnul și mai întâi plătește-ți datoria. Iar cu ce va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Dragii mei, hai să fim sinceri. Dacă noi am avea
puterea de a face minuni cum a făcut Elisei. Prima mulțire a pâinilor. Știa, zicea Madineaur, cum evolua prețurile. Aici a avut putere ca la cuvântul lui să se mulțească unde lemnul să curgă râu. Oare nu ne-ar fi bătut ispita, cum l-a provocat diavolul pe Domnul Iisus, să facem pâini din pietre? Și să zicem, să facem și noi o probă, să mai adunăm și noi niște vase? Nu știu. Dar slăbiciunea omenească e mare. I-a zis, femeie, mai întâi spun ceva. Scapă-te de datorii. Dragii mei, nu-i bine să trăim cu datorii. Atenție și la cei care se bagă în bănci cu datorii mari. Nu știți ce vine. De exemplu, dacă vine sfârșitul și se instalează vreun sistem de dominație, cum scrie în cartea Apocalipsei, care e dator, e legat din oficiu. Ce faci? Iese în drum ca să nu se compromită? Apoi vei trăi tu și familia ta. Iată cum Dumnezeu l-a făcut să înțeleagă că e nevoie să n-ai datorii și apoi să ai pâinea aceea de toate zilele. Aici, în textul care s-a citit, el a știut ce va fi mâine la piață. Era informat de Dumnezeu asupra evenimentelor. Și ce îmi place iarăși de asemenea în capitolul următor, în capitolul 8, femeia aceea din Sunem a fost sfătuită de Elisei, scrie în capitolul 1 astfel, scoală-te, du-te tu și casa ta locuiește pentru o vreme unde vei putea, că Dumnezeu va trimite o foamete peste țară. Deci, ca regulă generală, el știa ce va fi în viitor. Oare vom putea noi să acceptăm, cum zice Pavel în Filipeni, capitolul 4, și sărăcia și averea, și starea de sătul și cea de flământ? Elisei le-a acceptat. Dumnezeu să ne dea harul să fim deslegați de problemele materiale, de bani. Dacă le avem, să le folosim, dar în liniște. Dar să nu fim dominați. Pentru că altfel poate cineva să suporte o criză. De exemplu, cineva s-a privatizat, i-a falimentat afacerea, unii se lasă de credință, alții au o cădere psihică. Să fii gata să accepti. Nu-i cazul la noi să zicem ca la Iob, dar nu știm viitorul. Să fii binecuvântat, apoi să pierzi. Fii gata să trăiești și mai sărac și mai bogat. Și chiar dacă știi ce se va întâmpla, să știi mai mult decât atât, că Dumnezeu îți poartă de grijă. Slăvit să fie Domnul. Și ultimul lucru despre Elisei. Aș vrea să provoc copiii și pe noi toți. Îmi place foarte mult privind la toate istoria vieții lui Elisei. Ce credeți dumneavoastră? Numai atâtea minuni s-au făcut prin el cât e scris în Biblie? Știți că și prin Domnul Iisus s-au făcut mult mai multe minuni, dar nu scrise? În 2 Împărați, capitolul 8, e scris că încă pe vremea când trăia profetul, oamenii stăteau și discutau despre minunile care le-a făcut Dumnezeu prin el, despre viața lui. Iată ce scrie aici, de la versetul 4. Împăratul stătea de vorbă cu Gehazi, slujitorul omului Dumnezeu, și zicea, istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei. Și a început slujitorul să-i spună, dragi copii, dacă o să fiți pocăiți și o să ajungeți în rai, o să mă aflați încă alte minuni făcute Domnul prin Elisei. Cine știe câte ori mai fi fost. Și împăratul asculta cu plăcere istorisirea și scrie în versetul următor, pe când istorisea împăratului cum înviase pe un mort, tocmai a venit femeia, pe al cărei fiul înviase Elisei să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Gehazi a zis, împărate, domnul meu, iată femeia și iată fiul ei pe care l-a înviat Elisei. Împăratul, deși auzise relatare, așa a fost de fascinat, de atras, încât a întrebat pe femeie și ea a istorisit faptul. Deci, asculta cu plăcere. Am o provocare aici. Lumea asta este interesată de viața unor oameni de nimic. Ce sunt filmele? Nici măcar niște întâmplări reale, ci niște întâmplări imaginare a unor actori. A zis un actor la un moment dat, nici nu știu ce e real
Și ce-i ficțiune? Că toată viața am trăit numai în imaginațiile cuiva, producătorilor, am încercat să le sceneze și zicea eu, nu, să rup de realitate. Alții citesc lecturi despre istoria lui Cutare și a lui Cutare, basme, alte întâmplări. Dragii mei, noi avem istoria sfinților. Haideți astea să le citim. Astea să ne fie dragi și să le învățăm. Să le știe copiii noștri. Apoi, de-a lungul istoriei bisericii, am primit și de la frații menoniți și am dat noi la copii, la premii, istoria unor martiri din Evul Mediu. Oameni deosebiți. Știu că cei care citiți revista Sămânța Adevărului ați ascultat cu plăcere acele seriale despre Patrick, cel care a evangelizat Irlanda. Sunt atâția sfinți care au trăit, se traduc mereu cărți, putem să aflăm despre ei. Astea-s de citit. Evenimente reale, vieți de la care putem să învățăm, să ne ajute Domnul să-i imităm, să facem ca și ei. Ce frumos viața unei asemenea sfânt. Hai, povestește. Mai stăm uneori de vorbă cu frați bătrâni să ne spun despre evenimente. Am citit, mai anul trecut am cumpărat cartea Călăuză și destin, scrisă de fratele Constantin Gros de la Suceava, a trecut el la Domnul. Și spunea prin câte evenimente a trecut și cum Dumnezeu l-a scăpat. Era un eveniment special cum a fost convocat la curtea marțială la Sibiu. Și ce s-a întâmplat, cum Dumnezeu a lucrat, să te minunezi. Apoi a ajuns la câteva zile în Suceava, a primit permisie după ce a fost achitat. Și frații de acolo au rămas uimiți. Familia care a bătut la ușă și își cerea fratele iertare, rugăciune Domnului și zicea, Doamne iartă-mă că n-am crezut lucrările tale. Și fratele a întrebat, și-a ridicat pe genunchi, ce anume? Domnul ne-a vorbit cu 4 zile în urmă când am postit toți pentru tine, că drept dovadă că Domnul ne ascultă, în a 4-a zi tu intri în casa asta. Și ne gândeam, de pe front, au să ajungă în 4 zile aici, asta nu se poate. Istoriile sfinților sunt frumoase, că în ele se vede mâna lui Dumnezeu. Și ca să ne fie mai ușor să ținem minte ce v-am povestit despre Elisei, asta să mă țină minte copiii, eu v-am spus 6 lucruri și ele încep fiecare cu câte o literă corespondentă din numele lui Elisei. Prima a fost educația, E, L, locația, Eli, informația, S, stăruința, E, economia și istoria vieții lui Elisei. Trebuie neapărat să le țineți minte, e ușor. Dar să vă ajute Domnul nu numai viața lui Elisei să o studiați, a multor sfinți și mai presus de toți să-l vedem pe Sfântul Sfinților. Cu el vom fi rai și cu toți aceștia care sunt frații noștri și surorile noastre. Pentru toți slăvim pe Domnul și pentru cei prezenți să fie și viața noastră un model de urmat. Amin.